5 tineri, 2 fete și 3 băieți din Negreșu așa au intrat cu mașina azi dimineață într-un stâlp. Oamenii legii susțin că șoferul a apăsat accelerația până ce mașina a atins 180 de km la oră. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 1C Baia Mare Satu Mare, în zona cunoscută sub denumirea Dealul Dura. Din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. În urma lor, într-o altă mașină erau alți prieteni de-al lor care au sunat la 112. 5 echipaje medicale, printre care și unul de descarcerare, a intervenit pentru a le acorda acestora primul ajutor, după care tinerii au fost transportați la spitalul din Baia Mare. Pe lângă faptul că mașina avea viteză, șoferul consumase băuturi alcoolice. Etilotestul a arătat că acesta avea 0,30 mg per litru alcool pur în aerul expirat.